Testosteronul este considerat un hormon sexual prezent doar la bărbați, dar și femeile produc o cantitate redusă de testosteron, care este extrem de important și pentru sănătatea generală a sexului frumos. La ambele sexe, testosteronul contribuie la menținerea apetitului sexual, ca să zic așa, libidoului. Este foarte important pentru sănătatea mușchilor și oaselor. Contribuie la starea noastră de bine, de vitalitate, de energie pozitivă. Și foarte important, contribuie cu numărul la producția de globule roșii. Globulele roșii sunt importante pentru transportul oxigenului la celule. Sinteza de testosteron scade progresiv odată cu înaintarea în vârstă și atunci pot să apară diverse probleme, diverse simptome. Există și medicamente care pot influența sinteza de testosteron, precum și boli, între care rezistența la insulină. Dar astăzi nu voi povesti despre boli, ci despre alimente care te pot ajuta pe tine să crești natural, fără reacții adverse, secreția de testosteron în corpul tău, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Sub video, ca de obicei, vei găsi și studii științifice de referință, ca să nu zici că vorbesc așa din aer, pentru că există studii științifice. Nu am să intru în amănunte de mecanisme, cum aceste alimente ajung, stimuleze secreția de testosteron, pentru că asta ar însemna să vă povestesc foarte mult și despre anatomie, ceea ce nu e cazul acum. Dușmanul cel mai mare al sintezei de testosteron, pentru că ăsta este subiectul astăzi, este o dietă inadecvată, plină de alimente procesate, carbohidrați rafinați, uleiuri vegetale inflamatorii. La capătul celălalt se află o dietă low carb, care să-ți asigure ție o sensibilitate la insulină perfectă, cu alimente proaspete, eventual organice, dacă ai posibilitatea, cu ingrediente artificiale cât mai puțin adăugate în alimentația ta. O dietă low carb îți asigură de asemenea și un aport de vitamina D, zinc, magneziu, potasiu, elemente extrem de importante pentru producția adecvată de testosteron în corpul nostru. Și nu uita, stilul tău de viață influențează de asemenea producția de testosteron și în general a hormonilor. Ține-te în mișcare, fă sport. Asta te ajută foarte mult, mai ales după vârsta de 40-45 de ani, să menții o sinteză adecvată de testosteron în corpul tău, astfel încât tu să rămâi cu energie și vitalitate ca la 20 de ani. Nu uita, de asemenea, dormi bine, lasă-te de fumat dacă fumezi, fără excese de alcool. Haideți să vedem care este primul aliment pe listă, este usturoiul. Usturoiul este considerat un superaliment, este bun în toate cele și am mai vorbit despre asta. Este bogat într-un antioxidant. Antioxidanții sunt substanțe care luptă cu oxidarea, procesele oxidative care se produc în corpul nostru. Oxidarea nu este bună, oxidarea înseamnă îmbătrânire și boli. Acești antioxidanți te ajută să domolești procesele inflamatorii și să reduci cantitatea de radicali liberi acizi din corp. Acești radicali liberi acizi nu sunt buni. Sunt produși în urma proceselor metabolice care există normal în corpul nostru. Nu putem să evităm acest lucru. Metabolism avem cu toții. Un studiu din 2018 ne spune că un consum regulat de usturoi duce la stimularea producției de testosteron atât la femei cât și la bărbați. Iar la pachet cu usturoiul vine ceapa, nu? Ceapa, ca și usturoiul, este bogată în sulfuri. Despre sulfuri am mai vorbit. Există și în crucifere. Aceste sulfuri au un rol extrem de important în corpul nostru atunci când vine vorba să luptăm cu oxidarea, deci cu îmbătrânirea, inflamația, dar au un rol extrem de important și în reglarea balanțelor hormonale din corpul nostru, mai ales când vine vorba despre hormonii sexuali. Și aici este vorba și despre testosteron. Așadar, ceapă, usturoi, o combinație beton pentru testosteron. Fructele de mare. Fructele de mare sunt o sursă naturală de zinc. Zincul este extrem de important pentru sistemul nostru reproductiv. Zincul este un mineral esențial pentru producția de testosteron, atât la femei cât și la bărbați. Iar studiile au identificat o relație între lipsa de zinc și niveluri scăzute de
testosteron, mai ales la vârste înaintate. Dacă e vorba despre fructe de mare, să vorbim și despre pește, mai ales peștele gras tip somon, macrou, sardină, care sunt o sursă importantă de vitamina D și acizi grași esențiali omega-3. Studiile ne spun de asemenea că lipsa de vitamină D este asociată cu o sinteză scăzută de testosteron. Așadar, e importantă și vitamina D când vorbim despre echilibru hormonal al corpului. Toate frunzele verzi, cum obișnuiesc eu să le spun, adică salată, spanacale și orice mai vrei tu acolo de frunze verzi, care îți plac ție, sunt o sursă importantă de magneziu. Iar magneziul este de asemenea important pentru producția de testosteron. Studiile ne spun că lipsa de magneziu este asociată cu o sinteză redusă de testosteron. Și am amintit puțin mai înainte despre crucifere, varză, broccoli, conopidă, varză de Bruxelles. Conțin, pe lângă sulfurile despre care am vorbit puțin mai înainte, o substanță numită indol-3-carbinol, prescurtat I3C, așa se găsește ca supliment. Iar I3C te ajută să echilibrezi în principal hormonii estrogen în exces, dar studiile spun că are un efect și pe stimularea sintezei de testosteron în corpul nostru. Și există o serie de studii care recomandă suplimentarea cu I3C ca metodă de profilaxie a cancerului de prostată și de sân, pentru că ele sunt cancere hormonale în general, induse de o secreție exagerată de estrogeni, dar există și alte tipuri, bineînțeles. Haideți să vorbim un pic și despre cacao. Este de asemenea foarte bună pentru testosteron, este o sursă excelentă de antioxidanți, dintre care cel mai cunoscut este quercetina, foarte bună la casa omului, ca să zic așa. Și studiile ne indică faptul că această quercetină, un antioxidant, este un prieten foarte bun și de ajutor pentru testosteron. Un studiu derulat timp de 2 luni în India, în care au fost înrolați bărbați tineri, care au primit suplimente cu semințe de cacao, a concluzionat că acestea a crescut concentrația de testosteron prin comparație cu grupul care a primit placebo, adică poate niște pastile cu zahăr sau cu sare, și am ajuns și la grăsuțul bun, foarte popular în dieta keto și low carb, avocado. Avocado este o sursă foarte bună de magneziu, dar și de bor. Borul ajută la îmbunătățirea sintezei de testosteron, ba chiar, spun studiile, pune umărul, ca să zic așa metaforic, și la ameliorarea disfuncției erectile, ce înseamnă asta? Impotență. O serie de studii au arătat că administrarea de bor la femei poate să ducă la dublarea producției de testosteron, iar în cazul bărbaților, administrarea de bor a dus la creșterea sintezei de testosteron cu 30%. După doar o săptămână. Haideți să amintim și despre niște ierburi, cum ar fi ginsengul. Într-un studiu pe o bărbați obezi a dus la creșterea cu 6% a sintezei de testosteron după ce aceștia au consumat ginseng timp de o lună. Ashwagandha a demonstrat o creștere a producției de testosteron cu 18% într-un studiu. Semințele de fenicul, de asemenea, au studii științifice, au fost folosite la un grup de bărbați tineri. Studiul a concluzionat că există o creștere a sintezei de testosteron cu circa 13% în acest grup care a consumat semințe de fenicul sau extracte din semințe de fenicul. Ok, haideți să vorbim un pic și despre gălbenușul de ou. Este o sursă de vitamină D și de grăsimi sănătoase. Conține și seleniu, care de asemenea este foarte important pentru sinteza de testosteron. 30 de bărbați atleți au fost incluși într-un studiu în anul 2012, un studiu care s-a derulat pe o perioadă de 12 săptămâni. Acești 30 de adulți au fost împărțiți în 2 grupuri. Un grup a mâncat un ou întreg după fiecare antrenament de rezistență, care s-a însemnat de 3 ori pe săptămână, iar un grup a mâncat doar albușul, deci nu a mâncat gălbenușul. Nivelul de testosteron a crescut mai mult la cei care au consumat oul întreg, adică albuș plus gălbenuș. Asta vrea să spună că gălbenușul te ajută să produci mai mult testosteron. Haideți să vorbim un pic și despre ciupercile
Șampinion. Acesta conține o substanță care blochează o enzimă din corpul nostru care se numește aromatază. Dacă o să-ți spun că există și citostatice care vor să blocheze această enzimă numită aromatază, poate că o să înțelegi mai bine de ce e importantă aromataza în corpul nostru. Aromataza este practic o enzimă care ajută la transformarea testosteronului în estrogeni, ceea ce poate să ducă la un exces de estrogeni. Excesul de estrogeni înseamnă cancer în sfera ginecologică, cancer de sân, cancer de ovar, cancer de uter, iar la bărbați cancer de prostată și chiar cancer de sân, pentru că și bărbații fac cancer de sân. Și să nu uităm de uleiul de măslină, care este foarte sănătos pentru toate cele. Este bun împotriva aterosclerozei, împotriva bolilor de inimă, dar te ajută și cu testosteronul. Un studiu pe 60 de adulți tineri și sănătoși concluzionează că un consum zilnic de 25 de ml de ulei de măsline, circa 5 lingurițe pe zi, a crescut nivelul de testosteron cu 17% după doar 3 săptămâni. Ulei de măsline. La salată. Sau prăjește în ulei de măsline, că e mult mai sănătos decât toate uleiurile la inflamatorii de rapiță, porumb, floarea soarelui. Și bonusul promis. Alte strategii care te ajută pe tine să-ți menții o sinteză, o producție adecvată de testosteron. Evită plasticul pe cât poți, ambalajele din plastic, de exemplu. Mai ales plasticul care conține BPA și despre asta v-am mai povestit. Nu mai încălzi la microunde în plastic, pentru că atunci toate substanțele cancerigene care există în vasul ăla de plastic, recipientul ăla, se scurg în mâncarea ta și dacă se poate renunță total la microunde. Ridicatul de greutăți te ajută pe tine să produci testosteron. Uită-te foarte bine la reacțiile adverse ale medicamentelor tale, pentru că unele dintre ele au ca reacție adversă reducerea sintezei de testosteron în corp. Iar cele mai frecvente medicamente care influențează negativ sinteza de testosteron sunt cele care sunt folosite împotriva infecțiilor cu ciuperci. De exemplu, fluconazol. Spironolactona, cu diverse denumiri comerciale, este folosită împotriva hipertensiunii arteriale, este folosită în insuficiența cardiacă și insuficiența hepatică, ciroza hepatică. Medicamentele împotriva depresiei sunt și ele citate ca un efect negativ pe sinteza de testosteron. Statinele, deci cele care sunt folosite pentru a scădea așa zisul colesterol rău. Anumite anticoagulante și anumite antiinflamatorii. Deci sfătuiește-te cu medicul tău, uită-te bine pe reacțiile adverse și vezi dacă există soluții alternative. Altfel, dacă nu există soluții alternative la aceste tratamente, atunci uită-te în farfuria ta. Pun acolo în farfuria ta alimente care te pot ajuta în mod natural să-ți crești sinteza de testosteron. Acum îți mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă ți-a plăcut, like, abonează-te, dă drumul la notificări, distribuie. Te aștept data viitoare. Sănătate în toate, de la loc!